Suntem pe bac și așteptăm să pornim fără domnului. Încă nu s-a pornit, dar o să fie foarte interesant când platforma asta pe care suntem acum o să fie în mișcare. Data trecută când am fost pe bac, după 20-30 de minute de stat, a început să-mi vină un pic rău de la stomac. Dar acum distanța e scurtă și nu cred că așa repede mi-ar veni rău. Doar ce trebuie să trecem pe malul celălalt. Ne-am pus în mișcare. Se poate observa probabil după apă că deja ne mișcăm. Și viteza nu e foarte mare în așa fel să provoace nivel. E pe mal că stai bine. Adică da. Dinspre mal. E suficient de mică încât să nu provoace migrene spontane și suficient de mare totuși ca să ajungem într-un timp rezonabil, aș zice eu. Și am ajuns la mal. No, acum ieșim. Acum să vedem cum ne... Credința noastră, să vedem cum e așa pe apă. Aici suntem trei Dani, fratele Daniel Cazămerciuc, fratele Daniel, a uitat cum îl mai cheamă, da? Și eu. Centura neagră cu trei Dani, să avem așa de la Domnul o centură cu... Da, cu trei Dani, să vedem aceeași calamuzile, albă, da. Centura albă. Aici în zona aceasta de Brăila, este prima oară când am plecat la Tichilești. Suntem foarte uimiți. Nu l-am făcut niciodată personal, nu știu dacă frații ei au fost. Și de-abia așteptăm să vedem cum va fi acolo. Și am pus o frână bruscă. Scuzați, fratele Dan a pus o frână bruscă. Opriți ce frasă. Ea era ta, n-ai reușit să... Da, să-i lovesc, nu? Opriți și ei. Omul ăsta ne face semnal, mergem. Am ajuns la Tichilești. Aici deja ne apare pe telefon mesaj că am intrat în Ucraina. Hai. Avem ceva de urcat? Wait for me. Ne vedem înăuntru. Când m-am spionat pocăință, când Domnul m-a dus în Tichilești, că am plâns că părinții m-au adus, dar am primit pe Domnul Iisus atunci și acum mulțumesc că mi-a dat lepra trupului și m-a vindecat de lepra păcatului și slujesc lui. Și Ani, care citește frumos. Fata cu telefonul. Liniște puțin, dar să citească, că ăștia pe ăsta așteptă noi. Stimată Hima Dumitru, folosim acest minunat prilej pentru a vă felicita din inimă cu ocazia celei de a 89-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, dorindu-vă totodată multe binecuvântări din partea Domnului în noul an de viață. Salutul nostru este din Psalmul 23:3, îmi înviorează sufletul și mă povățește pe cărări drepte din pricina numelui Său. Fie ca promisiunea aceasta să fie o experiență profundă, astfel încât puterile dumneavoastră interioare să fie regenerate de înviorarea Lui, urmând ca să primiți o nouă putere și anume siguranța că, deși dumneavoastră nu cunoașteți drumul care vă stă înainte, totuși El vă conduce pe cărări drepte din pricina numelui Său. El ne conduce chiar și atunci când nu știm nimic, când nu aveți niciun reper și nu știți cum să înaintați, aveți totuși cuvântul viu al lui Dumnezeu care spune: cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Psalmul 119:105. Domnul să vă binecuvinteze cu ocazia zilei dumneavoastră de naștere cu multă bucurie, iar această profundă siguranță să o aveți permanent în inimă. Uniți în Domnul cu mult drag. Colaboratorii misiunii Strigătul de la Mezunopții. Domnul să binecuvinteze. Când ne-a vizitat. Așa. Am fotografia cu nevasta și cu două fete. Acum am o fată, nu s-a căsătorit, misionară, și eu când dau telefon, ia, hai tătaia, hai vino că sora, să mă bucure.
că el, micul samaritan, dacă a ascultat, e caseta lui. El fiecare duminică și aia. Și pomenește din Picirești. Ține minte de când a fost, păi eu, 50 de ani, poate mai mult, de când a fost aici. Și noi am cântat acolo și duminica zicea, aia numai, ea știe multe, când cor a cântat la Turcia, a venit la Turcia, nu ca la Picirești. Și ce bucurie va fi în cer. Și el când predică, spune, n-am putut să cânt. Cum erau, acum am ce să vedeți, acum nu mai, cine n-a văzut, nu mai bolnav, așa, nu mai. Cine mai rămas aici, au murit toți? Care s-a născut, doi bolnavi, sunt câțiva. Restul, este unul, Grișa, și cu Marian, așa. Care sunt aici? Mai seamănă are tot. Pe listă suntem cu mine 10. 10 mai o să numai mai 10. Din 180 numai eu am rămas. Din 180. Și din, nu știu care a întrebat de mine, din 9 copii, adică mama a născut 11, și din 9 copii eu mijlocie. Și atunci nu se obliga la școală, dar domnul care era tot știutor, eu am învățat. Și un frate de 2 ani mai mare ca mine, ofițerul care au... Și au murit și aia, și aia, și aia. Da. Am doi frate încă în viață. Spuneți cum l-ați venit aici la 16 ani, v-a pus în barcă. 18 ani. N-am avut întâlnit 18. V-a pus în barcă. Și? Și v-a dus pe Dunăre până aici, nu? Pe apă. Pe apă. Păi da, atunci nu era ca acum mașini și telefoane și... Da. O dus pe apă și a dus aici și bun a dus. Cât a stat de atunci? Dacă să vă spun, nu mă credeți că unde l-am umblat eu. Dacă eram la Chilie, nu vedeam poate nici trenul. Dar așa și cu racheta și mașini, numai când am fost cu avionul. Adică 72 de ani. 71 de ani. Pe 16 mai am împlinit de când m-a dus Domnul. De când sunteți aici? Da, de când Domnul m-a dus. La pocăință, da? Da, păi eu spun, 60, uite că a citit de asta, Salmul 23. Îl știu de când m-au chemat surorile, uite, am, lasă că vă arăt că nu toți l-ați văzut pe fratele de noi. N-ai nimic. Frate de noi, era lepros, era. Ah, era lepros. Păi lepros, că aici numai copii, tineri, numai copii mai multe. Adică. Și el a fost pastor. Vezi că asta nu-i soția prima. Sora, ia stai un pic să spun. Stai lepros. Auzi ce? Cum au fost, domnul știe de fiecare, când ceva amuzea, nu spunea de la masă sau în tot, că a făcut cu tare sau cu tare. Mi-a și întrebat fără și m-a, ai vorbit așa? Ai făcut? Ai înțeles? Și el, orice domnica, tu ai învățat și el aia. Domnica din... Eu când m-a dus Domnul, ea avea 7 luni. Eram deja născută, deci sunt mai veche. Da? 7 luni. Numai că n-am stat în permanență aici. Da? Și 5 case și 10 întreabă. Și că știi că avea orbi, ciungi sau cum era făcut. Dacă au lăsat pe viață, unde a făcut la casă, aici și aici. Eu am găsit de căsătoriți cu copii, cu aia. Da. Și... Mai spuneți să mai sunt fără de aici, aici, fără... Nu mai era. Dar mai erau acolo în Valdi și surorii. Acolo era mama mea lângă. Ah, da, nu mai este? Nimeni acolo? Nu, nu mai este. Auzi, nu mai este nimeni care fără deje, trebuie. Fără deje, erau, dar nu erau buni. Au plecat toți, nu? Frate. Auzi, și ea nu vrea să stea așa, dar doctorul Banu 10 să fie și sunt copii născuți din doi și au pensii, au lucrat la libertate și acum stau. Aia nu știu de unde pachet am primit și doamne, doamne. Acolo și aia este o fotografie cu bătrâna, eu cu bătrâna. Sora Hima, spune-ți la copiii ăștia cum,
Cum e cu lepra păcatului și cu lepra... Lepra păcatului se roade până la groapa, dar lepra păcatului se roade în veșnicie. În iad. Dar spuneți cum vă apărut prima dată așa niște umplături ca niște fasole? Nu. Prima dată n-am avut, uite cum mă vedeți. Așa. N-am avut treni, olteni, rușii, să căutau mai degrabă. Și eu am găsit aici rușii care nu ziceai că are lepră. Așa. Înțelegi? Eu, așa cum sunt, așa cum eram, dar am învățat carte și la 15 ani se făcea buletinul. Da, buletinul, da. Da, buletinul. Am neamuri, am surori de frații, pensionați, așa, și când la 16-17 ani, când m-am avut în oglindă, nu mai asta. V-a căzut sprâncene. Lepră mi-a făcut, că ea între pe tine, câți leproși a vindicat Domnul Iisus? Câți leproși a vindicat Domnul Iisus? Pe toți. Cât? Odată, 10, nu? 10, da. Câți au întors înapoi? 1. Auzi că iese vreo 9 feluri de lepre. Auzi, cu pete. Unele frumoase la față și când mâinile așa. Și proteze, au tăiat și picioarele. Alții numai umplături. Alții, și eu n-aveam multe cum mă vedeți. V-a văzut sprâncenele, da? Da, sprâncene. Dar acum la fete... Acum rupe. Fetele nu mai vor să aibă sprâncenele, zbor. Stai, că a fost, auzi, acum curând de la București, auzi, a fost de la București un preot, dar nu era îmbrăcat preot, și trecea cu nevasta și cu copiii la vară la Constanța. Și-a mai zis pe ea la soția, e ceva. Și umbra prin noi. În colonie. Așa. Femeia de servici care a fost, zice, ce căutați? Deci am venit și noi să vedem ce aici. Nu era îmbrăcat preot. Nu era. Și o asistentă care era asistenta de servici, nu vrea să-l conducă la mine. S-a dus și a dus la scări acolo. Și mi-a arătat să mine. Eu deschid ușa, mă strigă, necunoscut, nu era îmbrăcat, era în vârstă de acum, Vasile îi cheamă, mă rog, fiecare zi vă arăt cartea aia cu leproții, nu știi, n-ai carte din aia cu fratele Remus, pastor care îi scris de la Timișoara. Aveți carte? Am avut aproape, un aproape a plec, dăm, și el mi-a trimis la paciente, dacă n-am, că el nu a vândut, nu vendea, numai așa am împărțit. A vor trei ori și el a fost la mine primăvară, parcă, când a făcut imanizarea, 25 mi-a adus atunci. Și după aceea mai mi-a trimis 20 în pacient, am împărțit. Și... și-o zice, eu spun de mine așa, eu n-am umblat cu fete, cu băieți, că mă uitam în oglindă, că nu mai eram așa cum trebuia să fiu, așa cum știu. Dar am fost și la Constanța, la patrol, am studiat la două cărciume, în chimia, așa, mă plătea de copil, dar eu toate și vindeam și iad, am văzut iad pe pământ. Care îți îmbătau și știe Domnul Tăt. Și când m-am dus cu tineretul mulți la Constanța, la patron, a scris părinții, vedeți, feriți-vă de Eufemia, că mă cheamă Eufemia, dar un bătrân, tot ucrainean ca mine, mi-a pus schema că românii nu puteau să spună Eufemia. Eu mă înșcălesc Eufemia. Și zicea, să nu vezi apă cu ea, că are o boală mărătă. Și mă duceam fiecare așa. Și când încolo terminau apă, zice, dă-mi o sticlă cu apă. Nu, că vă mă lușim de mine. Nu, eu ei pădeam. Care vineau la mine, arcau cu curent, să pupe. Nu, eu în viața mea n-am pupat pe mine, nici nu pup. Și așa. Și... când se duceau cu
roșii, la ce lucram noi la Constanța. M-am dus la Constanța la doctor și s-a uitat, atunci nu era vestit. Dar de la București, care era șeful de proșilor, cum s-ar zice, a început să vină cu tineretul și acum mult știe. Fiica mea... Dar ați fost căsătorită, soră? Ați fost căsătorită? Stai, povestea mai... Mai este până acolo. Mi-a spus, nu, că mi-a spus de o soră, mi-a spus de la Ungaria, profesoară din Chilia, din Chilia, din România, și a plecat acolo și chiar am și fotografia cu un frate negru și a zis, soră, cum mă scrie viața asta? Da, zic, trebuie un roman atâta. De gros să scriu, gândește-te de copilă și până acum și din câte ani am trecut. Și așa că a dat niște vaselină, lepra e în sânge și nu-i mulăpsitoare. Lepra se moștenește. Mama era orfană de 7 ani și bunica, mama lui tata, n-a văzut așa ceva. În familie, adică n-a văzut. Nu a fost așa, sigur. Așa. Și ea l-a îngropat pe tata, că mama a murit de tânără și pe urmă așa, ea era bătrână. Și aici spuneau că, de ce? Păi era părinții pocăiți sau ce? N-am de o treabă. Și vă spun numai că m-am bucurat că Domnul așa a lucrat de minunat. Și nu adică, termicul. Că nu mai termin, zice, am ajuns acasă, că am lucrat acolo, nu știu ce, tata era pescar și nu prea aveam, aveam de toate bunătățile, aveam casă, diverse lupte, pepene astea toate, dar bani nu prea, că tata era pescar și se lua bani, mai și bevea și fuma, bunicul nu fuma și nu a fumat. Și tata avea 4 băieți și n-a fumat. Și bunul s-a găsit din efort acum și zice, semen cu bunicul, cu diavolul, zic semen, nu cu bunicul, zic, că urmează. Da. Și atunci, când am venit acasă, am spus, tată, mergi cu mine la doctor, că tata știa românește și așa, citea și Evanghelia pe rușească. Și când m-a dus la acolo, la Turcia, care directorul, care ieșe, cum, nu știu cum se numea, care avea grijă de leproși în picire și așa. N-a luat analize, n-a nimic, nu s-a uitat la mine și a scris plicul și a dat lui tata, după 3 zile duce la Pichilești. Atât. Și de-aia tu... Te-au dus aici. Păi da, dacă a scris că la Pichilești. Și Domnul nu greșește în cercetase, cu toate că am plâns, că și acum îți spun, Doamne, ai avut îndelungă răbdare pentru mine. Taman, familia asta era feristă de botez, asta părinții ei de botez, așa. Și numai în 46 cum m-a ajuns și în 49 am făcut legământ cu Domnul. Dar am vrut să spun cum Domnul mă... Asta, fratele Vasile, avea soție olteancă și se făcea ziua asta, ora surorilor, prin adunare. Așa mă bucuram de aia în sânge, nimeni acum mă ajuns goală la el, în calcă nimeni. Vrea să pun ori șop, cum eram, cum m-ai apucat, zici că... Am văzut, da, zice că n-a fost mai bun. Așa. Dar acum, nu calcă, numai dacă vede... Pungi așa, duc frații și chiar la adunare, atunci mai vin 2-3, dar nici n-are cine. N-are cine, că da. Sunt mai sănătoși, plecați cu bicicletă, lucrează la sat, la salariații, ca sănătoși, numai că da. Aia. Și când ne-am dus acolo, așa, și a adus și așa, Domnul știe pe toate. Nu greșește în tot ce face. Eu pentru tineret, da, așa mă bucur, cântă așa, el tu sună pe degeaba. Nu-ți place cu acordeonul? Nu vorba, că m-au sunat să-i ascult eu, frate creștin după Evanghelie din Galați, Joia,
sună și eu ascult. Dar acum am telefon nou, că ăla s-a stricat și nu mă pricep și o zic. Sau... Da, ce ia, nu pricep care era la telefon. Păi că se pricep ăștia la telefoane. Dar soră, nu ne cânti dumitale o cântare? Nouă. Rezistează, Doamne. Cine să cânte? Matale. Poți amândouă cântăm aia. Amândouă, hai! Vrem să auzim. Fii la telefon, îi cânt și să bucure că te mulțumesc că ești dacă a fost aici. Ce bucurie va fi în cer. Hai că știu pe grafa. Hai. Dă telefonul la băieță să se uite în la cer. El, de ce nu... E n-are nimic, hai cântăm cântarea. Dă-i telefonul până din băieță, dă-i telefonul. Hai. Asta, soră? Un mileu. Un mileu, da? Păi da. Domnul să te binecuvinteze. M-a binecuvântat, dacă nu m-a binecuvântat. Chiar am vrut să spun cu binecuvântare. Când spui Domnul să te binecuvinteze, mai multe dragoste de Domnul, cu pocăință mai multe, să vizitezi bolnavii.